Deja v-am obișnuit, ne întâlnim în fiecare joi seară pentru a încerca soluționarea problemelor de ordin juridic din viața de zi cu zi. Am aruncat o privire peste e mail mai vechi și am observat că sunt multe doamne doritoare să afle mai multe despre prevenirea și combaterea violenței în familie. Tocmai de aceea l-am din nou ca invitat pe domnul avocat Horea Drăgoiu, care deține mai multe informații referitoare la problemele de acest fel. Bună seara, domnule avocat! Bună seara! Domnule avocat, am înțeles că se va introduce o nouă lege cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie. Ce presupune apariția acestei legi pentru societate? Pentru societate, apariția acestei legi nu este altceva decât intrarea într-o stare de normalitate. În orice țară civilizată există o astfel de lege care previne și combate violența în familie. Știm foarte bine și de la televizor, mai ales din filmele americane, avem tot felul de informații cu privire la intervenția autorităților atunci când într-o familie se produc violențe, certuri și așa mai departe. Noua lege este de fapt una mai vechi. Încă din anul 2003 a fost adoptată o lege privind prevenirea și combaterea violenței în familie. S-au adoptat o serie de acte normative, hotărâri de guvern, ordonanțe de urgență în aplicarea acestei legi, dar, practic, această lege nu a fost pusă în aplicare până acum. În urma unor dezbateri publice și intervenții unor televiziuni, s-a adoptat într-o formă tacită, de către Parlament, această lege a prevenirii și combaterii violenței în familie a fost promulgată de președintele României în 9 martie 2012 și, practic, această lege vine în sprijinul celor care au probleme de natură violentă într-o familie. Așa cum ne amintim cu toții, făcând o analogie cu literatura românească a secolului 20. Mă refer aici la romanul Ion al lui Liviu Rebreanu. Ana era o soție care era maltratată, abuzată fizic, psihic și social. Din păcate, este o realitate pe care astăzi o regăsim în multe familii din noastră. Așa este. Sunt multe situații și această lege vine să corecteze aceste situații și să introducă normalitatea într-o familie. Dar cum definește legea violența în familie și ce situații concrete se încadrează în, în prevederile legii? Violența în familie este definită de lege ca fiind o acțiune sau inacțiune săvârșită cu intenție, manifestată prin acte fizice sau psihice de către un membru al familiei împotriva unui alt membru al familiei respective, violențe care, sau acțiuni care produc prejudicii sau duc la vătămarea corporală, la vătămarea sănătății, la vătămarea psihică, sexuală, socială, economică a unui alt membru de familie. Tot legea instituie tipologii ale violenței, fără sigur ale epuiza. Și mă refer la violența verbală, un limbaj agresiv, un ton prea ridicat, înjurături, anumite, știu eu, desconsiderări la adresa unui alt membru al familiei respective. Avem violență psihologică, încercarea unui membru al familiei de a impune controlul personal asupra altor membri sau altui membru al familiei respective. Actele de gelozie sunt incluse de lege în această formă de violență psihologică. Mai avem de asemenea violența fizică, care reprezintă vătămarea corporală prin acțiuni de lovire, îmbrâncire, tragere de păr, Trântire, otrăvire, încercarea sau încercarea de a face astfel de acte. De asemenea, mai vorbim despre violență economică. Dau, Încerc să ilustrez printr-un exemplu acest, această noțiune. Mă refer la faptul că soțul ar putea interzice soției sale să muncească. În scopul sau în ideea de a fi total dependentă financiar de el. Lipsa asigurării elementelor de bază ale supraviețuirii, lipsa hranei, lipsa îmbrăcămintei, cineva din familie încearcă să priveze pe altcineva de toate aceste lucruri normale. Mai există violența socială. Încercarea de a determina un membru al familiei sau interzicerea unor acțiuni de natură socială, frecventarea unor instituții de învățământ, frecventarea unui cerc de prieteni, frecventarea chiar a unei credințe. Mai există o formă de violență sexuală, agresiunile sexuale împotriva soției. Determinarea de a practica acte degradante, perversiunile sexuale, violul conjugal intră în această categorie. Ar mai exista și o violență spirituală. Și aici legea face referire la interzicerea sau obligarea unui membru al unei familii de a practica o anumită credință, de a vorbi o anumită limbă de a urma o anumită școală. Sigur, toate aceste tipuri sau tipologii, cum le-am denumit, nu cuprind absolut toate formele de violență care pot exista la un moment dat într-o familie. Este rolul unei instanțe de judecată să stabilească dacă astfel de acte se încadrează sau nu în tipologia ale violenței și dacă legea le conferă protecția pentru care ea a fost instituită. Am înțeles, ați vorbit despre membrii de familie. Care este sfera persoanelor care se pot considera membrii de familie, să se înțeleagă mai exact? Sunt considerați membrii de familie ascendenții, copiii și descendenții, părinți, bunici, străbunici, frații, surorile, copiii acestora. Soțul, sau fostul soț, soția sau fostă soție, ar mai fi reprezentantul legal, tutorele, precum și persoanele care înțeleg să conviețuiască ca niște membri a unei familii. Deși legea nu face aici nicio precizare, această situație este situația, să-i spun așa, a concubinilor. Dacă două persoane aleg să conviețuiască ca doi soți, deși ei nu sunt căsătoriți în fapt, o astfel de lege intervine și oferă protecție ambilor soți în baza acestei prevederi legale. Este o modificare a formei inițiale a legii din 2003. Legea din 2003 făcea referire la articolul 149 din Codul Penal, unde se vorbea de rude apropiate. În plus față de ceea ce scrie în acel articol, găsim această situație a concubinilor. Iată că încet încet și concubinajul intră în atenția autorităților, în atenția legiuitorului și se încearcă o crearea a unui cadru legal de protejare. Sigur, acum discutăm despre concubinaj doar în contextul legii Prevenirii și combaterii violenței. Dar care sunt autoritățile publice care pun în aplicare această lege și cui s-ar putea adresa o victimă care suferă o astfel de violență? Autoritățile publice sunt cele centrale, și aici mă refer la ministere. Ministerul Familiei și Protecției Sociale este autoritatea centrală care reglementează toate situațiile, toate, coordonează toate programele privind informarea, privind popularizarea acestei legi și punerea ei în aplicare. Este coordonator acest minister. Desigur, există o interferență în aplicarea acestei legi în. Și cu celelalte ministere, mă refer la Ministerul Administrației și Internelor, Poliția, în fapt, Ministerul Sănătății, îngrijirea, protejarea victimei, acordarea de îngrijiri medicale, știu eu, psihologice, consiliere și așa mai departe mai există Ministerul Educației și Cercetării care popularizează prin programe școlare o astfel de lege drepturile care le are victima care suferă astfel de violențe în familie. La nivel județean vor exista structuri speciale create pentru punerea în aplicare a acestei legi. De asemenea, la nivelul comunităților locale, la primării vor fi înființate Puncte sau secții ale acestor structuri județene care tocmai acest lucru l-au de făcut: să protejeze victimele și să urmeze procedurile legale stabilite de legea despre care noi astăzi discutăm. Vă spuneam despre un e-mail pe care l-am primit. Am o întrebare sustrasă din, din acest e-mail. Cum poate fi asigurată în concret protecția victimei atunci când este agresată? Atunci când este agresată, victima va fi dusă într-un adăpost. Înainte de a vă da și celelalte răspuns la întrebare, vreau să fac o referire foarte scurtă la lege. Legea instituie crearea unor locații speciale, pe care în continuare legea le numește adăposturi. Care au fie rolul de a primi de urgență o victimă a violenței în familie, fie de a asigura recuperarea unei astfel de victime, recuperarea sănătății, recuperarea psihologică a acestei victime a violenței, centre de informare și popularizare a acestei legi a drepturilor pe care victimele le au, centre de prevenire, și combatere. Bine, asta, centrele astea, chiar din punctul meu de vedere, se cam suprapun puțin, dar vi l-am enumerat așa cum sunt ele în lege. O victimă a unei agresiuni poate contacta și cel mai la îndemână este să contacteze poliția. Poliția sau un asistent social de pe raza primăriei respective. Aceste persoane o vor duce într-un adăpost. Adăposturile sunt locații secrete. Populația unei comune, a unui oraș, a unui, știu eu, sat chiar, știu că în zona lor există centre de primire în regim de urgență a victimelor violenței în familie. Dar este interzis să se dezvăluie locația acestor centre. Este și firesc până la urmă să fie așa. Având în vedere că o victimă agresată, abuzată și dusă în astfel de centru, poate fi căutată de către agresorul ei. Fie să o determine prin, știu eu, anumite șantaje sentimentale, sau din contră să o agreseze iar. Și atunci este necesar ca agresorul să nu cunoască locația unor astfel de centre. Dacă totuși agresorul găsește o astfel de locație și încearcă să intre, în centru de primire, în regim de urgență, în acest adăpost, atunci legea instituie, ca măsură preventivă, sancționarea contravențională cu amendă de la 500 la 1000 de lei. Dar ce, po ce poate face o persoană agresată de către un membru al familiei? Cuise, um, cum poate fi protejată de agresor? În afară de aceste centre despre care vorbeați, mai există și alte modalități? Evident, mă refeream la aceste centre, este o măsură de, luată de urgență. Dar, ca să se protejeze de agresiune sau să înlăture rezultatul agresiunii, victimele au dreptul de a formula o cerere către instanța de judecată pentru emiterea unei, unui ordin de protecție. Clientele mele în trecut mă tot întrebau și îmi cereau de fapt să le fac rost de un ordin de protecție de interdicție, spuneau ele, împotriva celor care le agresau. Fie verbal, fie fizic. Le spuneam că nu am un text de lege ca să fac asta. Dar acum, acest text de lege există, acum el poate fi pus în aplicare. Și se va completa o cerere. Există un formular tip pe care legea îl instituie într-o anexa a sa, care trebuie doar completat. Și el va fi pus la dispoziție de către fie asistenții sociali, fie lucrătorii de poliție, care va fi depusă la instanța de judecată. Și instanța de judecată va aprecia dacă se impune sau nu emiterea unui astfel de ordin de protecție. Și pe ce perioadă poate fi obținut un astfel de ordin de protecție? Perioada determinată de lege, de fapt, perioada maximă, este de șase luni. În situația în care nu se specifică în hotărârea judecătorească nimic despre timpul pentru care a fost emis un astfel de ordin de protecție, termenul este de șase luni. După șase luni, acest ordin de protecție își încetează efectele, dar poate fi prelungit, de fapt, poate fi emis un alt ordin de protecție dacă situația concretă o impune, dacă victima se află în pericol real de a fi supusă din nou unor abuzuri. Tot aici aș vrea să precizez că, printr-un astfel de ordin de protecție, instanța de judecată poate să impună agresorului mai multe obligații sau măsuri pe care trebuie să le îndeplinească. Și aici mă refer la, ca să spunem așa, darea afară, excluderea din locuința familială a agresorului, chiar dacă acesta este proprietarul de drept și de fapt al locuinței respective. Reintegrarea familiei, familiei soției și copiilor în locuința familiei, când s-a săvârșit un abuz. Aici, ca exemplu, aș da când soțul își bate soția și îi scoate afară pe toți. Printr-un astfel de ordin de protecție, instanța de judecată poate dispune reintegrarea în locuința familiei. De asemenea, se mai poate impune agresorului să folosească doar o anumită parte a locuinței și. Poate fi făcut acest lucru doar în situația în care locuința respectivă permite separarea agresorului de victimă, ca ei să nu poată avea un contact direct, pentru că altfel sensul legii ar fi eludat și n-ar mai avea niciun rost să iei o astfel de măsură de protecție. De asemenea, agresorului se poate interzice să se deplaseze în anumite localități, locuri sau zone unde se deplasează victima. Îi se poate impune păstrarea unei distanțe minime determinate de victimă. Îi se poate impune, de asemenea, interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin e-mail, scrisori cu victima pe perioada respectivă. Mai există și o altă situație prevăzută de lege. Agresorul poate fi obligat dacă nu se întâmplă reintegrarea soției și copiilor în locuința familiei, să plătească chirie pentru locuința în care aceștia temporar vor sta. Deci toate costurile legate de chirie, întreținere, tot ce presupune acea locuință, vor fi suportate de către acest agresor. În situația în care agresorul deține arme, este obligatoriu ca el să predea aceste arme, în cadrul ordinului de protecție respectiv. Dar cine poate face cerere de protecție către instanță? Presupun că poate face oricine. Este abuzat, nu? În primul rând, victima. În al doilea rând, reprezentantul legal al victimei. Spre exemplu, este abuzat un copil. Mama poate face numele lui cu astfel de cerere pentru a se, lua un ordin de pro... a se da un ordin de protecție împotriva tatălui agresor. Mai poate face această cerere și procurorul, asistentul social, chiar și reprezentanții unor organizații non-guvernamentale care activează în domeniul prestării serviciilor sociale, dar în această situație doar cu acordul victimei. Dar dacă victima nu depune plângere în instanță? și vecinii doresc să facă acest lucru, sunt luați în considerare? Legea nu, nu dă o astfel de posibilitate, însă, evident, din oficiu poate fi luată decizia de punere în astfel de cerere de către procuror. Vecinii pot anunța poliția, poliția la rândul ei va anunța procurorul, iar procurorul va aprecia dacă se impune, în funcție de ce se întâmplă în familia respectivă, dacă se va formula o astfel de cerere. Însă este o situație destul de complicată aici și se va discuta mult, mai ales din punctul nostru de vedere al juriștilor, dacă persoana care formulează o astfel de cerere fără acordul victimei are sau nu calitatea de a o formula. Da, dar având în vedere că un proces presupune costuri destul de ridicate, avem taxă de timbru care trebuie plătită, plus timpul îndelungat de soluționare a unei astfel de cauze, Credeți că victimele vor apela, vor apela la instanțele de judecată? Să Procedure. nu mai vorbim despre teama persoanelor deja agresate? Da. Procedura de soluționare a unor astfel de cereri este una în regim de urgență. Nu este o procedură de judecată obișnuită. Citarea părților a victimei și a agresorului se face conform normelor de procedură privind citarea în regim de urgență. Judecata unei astfel de cauze, de asemenea, se va face într-un mod rapid, nu vor fi admise probe care presu a căror administrare presupune un interval de timp îndelungat. În situații deosebite, instanța de judecată poate, în aceea zi, pe baza actelor depuse și care însoțesc cererea de emiterea unui ordin de protecție, să soluționeze această cerere chiar fără a lua și concluziile părților, fără a administra și alte probe în acest sens. Mai mult decât atât, instanța de judecată se pronunță în aceea zi asupra Ordinului de Protecție sau în cel mult 24 de ore de la emiterea unei astfel de ordin. Iar motivarea acestui ordin se face în cel mult 48 de ore de la pronunțare. Un astfel de ordin este executoriu. Chiar dacă agresorul împotriva căruia a fost emis un astfel de ordin va face recurs în termen de trei zile, acesta este termenul de recurs stabilit de lege. Nu duce acest aspect nu duce la suspendarea măsurilor sau obligațiilor dispuse de instanță prin acest ordin. Deci este indiferent dacă se declară recurs sau nu, el va fi pus imediat în aplicare. Iar la aplicarea unui astfel de ordin de protecție trebuie să vegheze și să supravegheze în concret aplicarea lui lucrătorii de poliție. Dar ce se întâmplă dacă persoana asupra căruia s-a impus un ordin de protecție își încalcă obligațiile stabilite? Aici este Noutatea legislativă se întâmplă destul de frecvent Da, evident. Aici este o noutate legislativă, o noutate care va da bătăi de cap în general avocaților și celor care sunt în, pe baricadele justiției Legea spune că un agresor sau o persoană împotriva căreia s-a emis un astfel de ordin de protecție își încalcă obligațiile sau măsurile stabilite de către instanța de judecată. Săvârșește infracțiunea de nerespectare a hotărârilor judecătorești. Infracțiune prevăzută și pedepsită de articolul 271 din Codul Penal. Sigur, cuantumul închisorii este diferit. Pentru nerespectarea ordinului de protecție, legea. Impune condamnarea de la o lună la un an. În, acest, în această situație, nu se va mai putea dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei. Și aici va fi o mare problemă din punct de vedere a dreptului penal, a principiilor de drept penal și a principiilor de drept procesual penal. Dar probabil vom discuta cu altă ocazie acest aspect procedural. Dar se poate cere anularea ordinului de protecție de către agresor? Da, un astfel de ordin poate fi revocat de către instanța de judecată dacă agresorul dovedește că și-a îndeplinit obligațiile stabilite de către instanță, a îndeplinit măsurile dispuse, a urmat tratament de consiliere psihologică, dezintoxicare, există indicii că nu mai prezintă un pericol real față de victima lui sau față de ceilalți membri ai familiei lui. Și în aceste situații, instanța poate dispune revocarea acestui ordin, iar la judecarea unei astfel de cerere, ca noutate, va fi citată unitatea de poliție care a pus sau a supravegheat aplicarea ordinului respectiv. Pentru a se vedea și din punct de vedere al poliției, dacă s-au respectat sau nu, nu este suficient cuvântul agresorului, că a fost... Bine intenționat și s-a purtat bine. Trebuie nu. cineva oficial să confirme acest fapt. A dat o corecție. De când va intra în vigoare noua lege, și ce sfat dați celor care au probleme cu violența în familie? Noua lege intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea ei în monitor oficial. Ea a fost publicată în monitorul oficial din 13 martie 2012. Prin urmare, intrarea efectivă în vigoare va fi la 13 mai 2012. Din acest moment, oricine este victima unei violențe în familie are protecția legală conferită de această lege, poate apela la autorități și poate să ceară protecția autorităților statului pentru a nu mai fi abuzată, pentru a fi respectată demnitatea. Domnule avocat, vă mulțumesc pentru informații și pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii. Vă mulțumesc, sărădăminte! Sperăm că o să mai reveniți la noi în studio Evident. și pe viitor. Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția din această seară. Eu voi aștepta în continuare noi sugestii în legătură cu subiectul emisiunii următoare, pentru că problemele dumneavoastră contează și nu se rezolvă singure. Vă doresc toate cele bune. La revedere!